hai că a venit acea perioadă mult așteptată a anului, cea a sărbătorilor de iarnă. În primul rând, orice ți-ar spune altcineva, în România, în decembrie, se sărbătorește tăierea porcului. Și asta pentru că nimic nu se compară cu mirosul de păr de porc ars și țuică fiartă. Conform tradiției, probabil provenită, la fel ca multe altele de la Daci, sfintele sărbători de iarnă se petrec în familie, alături de cei dragi, pe plaiuri autohtone. Mai nou însă, unii cârcotași își fac planuri să-și petreacă sărbătorile de iarnă pe plaje însorite sau în marile orașe ale lumii, și nici de cum pe plaiuri mioritice. Ba mai mult, pe unii îi auzi de Crăciun că îi mănâncă pește și nu porc. Păi unde a dispărut mă tată tradiția? Unde mai e plăcerea aia de a te aduna în familie? De a avea un motiv în plus tactul să se îmbete și unchitul să te întrebe dacă ți-ai început viața sexuală? Uite așa ni se duc valorile. Există însă și motive de bucurie. Și asta pentru că avem încă oameni care se țin de tradițiile provenite din moși strămoși. Tradiții frumoase care spun că dacă ești de la sat, tăierea porcului reprezintă un motiv necesar și suficient să inviți pe bețivanii satului la tine acasă și să te înveți ca porcul alături de ei. Iar dacă ești de la oraș, știi că cel mai bine porcul se pârpălește pe acoperișul blocului tău. Dacă totuși ești bucureștean, de sărbători cel mai râvnit cadou rămâne apa caldă. Oricum, românilor le place să mănânce de Crăciun mai mult decât în orice altă zi anului, chiar mai mult decât de Paști. Dar hai să fim serioși, românii abuzează mâncarea de sărbători pentru că au și de ce. Cistitele sarmale, dar și salata beof, fără mazare sau cozonacii, fără stafide, sunt un motiv pertinent pentru a ajunge la spital în ultimul hal. Sărbătorile sunt făcute totuși să ne bucurăm. Așa că, dacă ești bărbat și îți place vinul de butuc, de Crăciun nevastă dar nu mai are niciun drept să te întrebe de ce bei atât de mult. Până la urmă, doar o dată e Crăciunul. Dacă ești femeie și îți place să gătești, știi că ai gătit suficient pentru sărbătorile astea, abia în momentul în care ajungi să-l trimiți pe hândrălău să-ți mai cumpere un frigider, pentru că nu mai ai unde pune cinstita piftie de porc. În ajun de Crăciun, dar și de an nou, a devenit o tradiție să ții luminile stinse. Românii evitând în felul ăsta epidemia de colindători. Până la urmă, de unde să mai aibă și românul bani pentru colindători după ce a cheltuit atât de mult pe mâncare și băutură? În schimb, e normal să-i trimiți pe ăia mici ai tăi la colindat să facă și ei un bănuț. Trebuie responsabilizați de mici, să înveți și ei ce înseamnă importanța banilor. Și poate, în felul ăsta, te ajută și pe tine să-ți plătești aceea de portocale pe care ai comandat în perioada asta. E important de reținut că înainte de a primi musafiri, românul trebuie să se asigure că și-a împodobit casa suficient de bine încât să-l întrebe ăia de unde și-a cumpărat totul și cât a costat. Nimic nu te face mai mândru de sărbători decât să știi că nimeni nu mai are beteală ca a ta. Dar, până la urmă, Crăciunul este o sărbătoare și totul trebuie să fie despre atmosferă. Iar atmosfera nu ar mai fi la fel fără filmele alea de Crăciun, inclusiv ale de pe Netflix, pe care mă obligă nevastă mea să le privesc alături de ea. De la cele patru singura casă împărțite anul ăsta între Antena și ProTV și până la filmele alea cu Elsa, toate au același scop, să întrețină atmosfera sfintelor sărbători de iarnă. Atmosferă care, să fim sinceri, nu ar mai fi la fel fără mesajele alea cu fie ca. Așa că asigurați-vă vă rog frumos că aveți suficientă baterie la telefon și fie ca să primiți mai multe mesaje copiate de pe net decât vă duce inboxul. Cea mai mare dezamăgire pentru românii anul ăsta rămâne faptul că nu vom avea parte de un revelion cu Dan Negru. Această tradiție strămușească înființată în urmă cu 22 de ani ia anul ăsta o mică pauză, dându-i în felul ăsta lui Denuț mai mult timp pentru a se focusa pe orice teorie a conspirației mai e la modă zilele astea. Să nu uităm vă rog frumos de moșu. Această imagine artificial creată de compania aia care produce apă cu un tuneric și universal acceptată de o lume întreagă ne arată că, indiferent ce religie am avea, sau nu, nimic nu bate marketingul bine făcut. Oricum, lăsați în comentarii ce vreți să vă aducă moșul anul acesta, pentru că și eu am să vă doresc în mod cinstit sărbători fericite. Iar dacă vreți să vedeți un vlog în care vorbeam despre pasiunea nebună a românilor pentru petarde în perioada asta, am să vă las un link chiar aici. Între timp, nu uitați, un like, un subscribe, un share la video asta chiar ar ajuta. Iar, în speranța că v-a plăcut și săptămâna asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. e data vittoria